undeva în parcarea Antena Stars. În câteva momente vor fi și în platou. El, pasionat de drifturi, ea, absolut îndrăgostită de el din primul moment în care l-a văzut la televizor. Dacă n-ați înțeles nimic din povestea asta, care e proaspătă, ține doar de vreo 4 luni de zile, însă urmează nunta în scurt timp, vă rog frumos să vedeți filmul Cererea în căsătorie în creierii munților, un film de dragoste marca Rei da Buni. Îl vedem acum. Când simți, poți să vezi. Pieces in my life run away with you. You're my first love. Vreau să fie cea mai interesantă cerere în căsătorie și, desigur, sper să zică da. A urcat în bolidul lui cu mulți cai putere și a plecat să-și aducă prințesa visurilor lui. Ea nu bănuiește nimic. Știe că o să fie adusă la un eveniment unde iubitul ei participă la curse organizate la pârtia Azuga. Ne învârtim, stau liniștită. Să nu te sperii. Trebuie să pun centura? Nu neapărat, nu, că nu pot. Nu mă învârt, am zis. Acum am luat o decizie. Vai la curent. Nu, mă mut. Deci, având în vedere că te iubesc foarte mult tu și tu pe bine, vrei să fii soția mea? Să ajungă, iubirea mea, oriunde te-ai afla, de câte ori soarele dispare, de atâtea ori zic că te vreau.
Carmelo. Oh! Dar ar putea să-l schimbă. Poate rămână și stăcinată cu ocazia asta. Nu, dar le facem pe toate în același timp. Avem și ursulețul, pentru întrebări, îmi pare semnul întrebării. Mai spune-mi o dată, mă, luați! Da! Nu mi se crezi de serios. Cred că doar și crezi momentul ăsta. Îți place organizarea mea? Da, dar mi-ai dat emoții, cum ne-am trăit în viața mea. My boy. We put the good in the good in the good life. The good life. The good in the good in the good life. I said the good life. We put the bad in the past, now we alright. We alright. Hey, hey, yeah. El își căuta jumătatea și pentru că nu mai apărea fata mult visată, Laurențiu a participat la emisiunea Mireasă pentru fiul meu. Doar să-și găsească aleasa inimii. Ea l-a văzut la televizor și de aici a început totul. Dar nu mai bine vorbești tu? Nu mai bine vorbești tu? Hai te rog. Și eu te completez, dacă e cazul. Hai te rog eu, spune-te. Ei, spune-te. Eu deja am făcut prea mult, spui și. Ei. Ai cuvintele la tine. Hai te rog. Zic. Cum ne-am cunoscut? Cum ne-am cunoscut? Da. Păi să nu mă bați când mai aduc aminte. Păi te-am văzut la televizor și mi-a plăcut foarte mult. Ah, da, așa e. Da, așa este. Da, ne-am cunoscut prin intermediul emisiunii Mireasă pentru fiul meu. Ea m-a urmărit sezonul 6 la TV. De acolo a pornit totul. Am fost contactat după ce am ieșit din competiție. Am petrecut timp în Bistrița, timp în care ne-am cunoscut. S-a legat povestea noastră frumoasă de dragoste. Am simțit că suntem unul pentru celălalt și așa a început totul și vrem să continue în același fel, cel puțin. În același fel, cel puțin, da. La fel de bine și la frumos. Fel de bine și frumos și să fim o familie fericită. Suntem împreună din aprilie, pe 8 aprilie. 8 aprilie este ziua ei. Exact de ziua mea. Exact de ziua ei ne-am cunoscut. Deci n-are cum să uit aniversarea noastră. A fost cel mai frumos cadou pe care l-am primit în viața asta. Și am ajuns neștiind că de fapt este ziua ei. Deci n-am știut că este ziua ei. Nu știa. Momentan nu suntem mutați împreună, asta urmărim să facem. Mai stăm. Încă nu am luat o decizie ceea ce privește lucrurile acestea și tatonăm încă terenul. Trebuie să ne hotărâm unde ne mutăm, Bistrița sau Slatina. E dificil cu distanța. Păi eu mai petrec timp, și la mine stăm și la ea, depinde cum avem timp. Ne permite timpul. Și timpul în primul rând e problema la noi. Cel puțin o dată la 2 săptămâni ne vedem. Și petrecem cam o săptămână, cel puțin stăm împreună, după care iar ne ducem la noi în oraș. Spre exemplu, eu plec la Slatina, ea rămâne la Bistrița și după care și ea vine la Slatina și stă iar la... Stăm la mine în oraș. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. Părinții noștri bănuiesc, știu despre noi, știu absolut totul. Probabil o să fie foarte încântați. Și surprinși. Și surprinși, că așteptau la un moment dat să se întâmple. Nimeni nu știe absolut nimic. Nici eu n-am bănuit. Deși sunt foarte atentă la detalii și vigilentă, n-am bănuit absolut nimic. Am jucat teatru. Bine. Cred că o să fie ceva destul de personal. Ținem neapărat să anunțăm noi lucrul ăsta personal. Nu neapărat, dar e un moment, din punctul meu de vedere, cel puțin aș dori să-l împărtășesc doar eu cu ei și să vedem. Da, cred că e cea mai bună decizie asta. Da. Nu am intuit, nu știu. I-a ieșit. Pot să spun că i-a ieșit. Ca orice fată, îmi doream lucrul ăsta, dar am lăsat totul la latitudinea lui. Asta e normal. N-am forțat nota cu nimic. Nu au avut nevoie să petreacă mult timp împreună, nu au avut nevoie de părerile părinților. Ei au știut de la prima întâlnire că sunt făcuți unul pentru celălalt.
Avem unele lucruri în comun și faptul că ne sincronizăm în general la activitățile care le avem și le facem cred împreună. Cred că asta se simte dincolo de cuvinte. Nu știu dacă am putea exprima așa, într-un fel. Simțim, pur și simplu. Intuiția ne spune lucrul ăsta. Da, sufletul. Următoarea etapă este copilul. Și să ne mutăm împreună, în primul rând. Iar restul vor veni de la sine. Ne vedem o familie fericită, o familie care pur și simplu duc în fiecare zi activitățile care se cuvin unor persoane demne, un copil care vom avea grijă de cel el. Cel puțin un copil. Cel puțin un copil. Noi vrem doi. Sau mai mulți. Sau mai mulți. Doar doi. Bine. Doi. E criză. Okay. Cred că noi concentrăm cel mai bine sentimentele în astea două cuvinte. Te iubesc și îmi doresc să te fac fericit, să mă faci fericită și să avem familia frumoasă pe care ne-o dorim amândoi. Într-adevăr, cuvintele sunt de prisos în cazul nostru. Important e pentru noi să ne înțelegem, să ne iubim și vreau să fii cea mai fericită soție. Da. Să ne înțelegem în primul rând și să construim familia pe care ne-o dorim amândoi. Să avem copii și o să mai avem, de toate vreau să știi da? Că te iubesc foarte mult. O să avem premiera de anul trecut, foarte cum știți care ați mai fost, cea mai avem tot proiectul orientațional. În sfârșit nu s-a mai putut face premiera. Te iubesc! Păi copiii ăștia mi-au făcut o poftă. De fapt, nu știu ce poftă să mă prima oară să mă urc în mașină și să-i dau pedală sau poftă de iubit. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, suntem în direct din poligonul Antena Stars, aici, în fața redacției. Cam asta se întâmplă în acest moment. În habitaclu, ca să spun așa, se află Laurențiu la volan, desigur, și Ioana pe scaunul din dreapta. Cam asta face Laurențiu după ce s-a asigurat că Oana a spus da și practic nu mai poate da înapoi. Rupe gumele pur și simplu. Repet, asta este transmisiune în direct. Se spune că bărbații se liniștesc după căsătorie. Aha, Laurențiu e cel mai bun exemplu că există și excepții. Îmi place ce văd, îmi place. Oana, dar mi se pare mie, ți-e frică sau... Nici nu cred că m-au dat exact. De fiecare dată e la fel, adrenalină. Auzi, da, de obicei, nevestele care stau în dreapta spun iubi, las-o mai încet. I-ai spus asta vreodată lui Laurențiu? Uneori, da. După cum puteți vedea, nici nu știu cum stă. Auzi, da, scaunele alea sport sunt confortabile, adică sunt. Ah. Stai că răsuflă ușurat Oana. Laurențiu. M-auzi? Da. Eu vreau să știu atât. Fata asta te-a liniștit în vreun fel sau dimpotrivă ai adus-o și pe ea pe calea asta cea nedreaptă? Să fiu sincer, am cam adus-o pe calea cea nedreaptă, dar e bine. E bine pentru că e totuși persoana care mă completează, e un pic mai liniștită. Da. Și ne înțelegem, adică ne înțelegem. E perfect ca într-un cuplu să fie cineva de o extremă și celălalt să fie opusul. Oana, tu ce ai zis când te-ai urcat prima oară la volan cu Laurențiu? Bănuiesc a fost nebunie totală, ceva pe care nu mai experimentasem până în momentul în care l-am cunoscut pe el. Laurențiu, dacă poți să lași un pic geamul mai jos, geamul ei, ca să... Așa, perfect. Acum puteți să vă uitați în cameră.
Mi se pare o... Da. De fapt, povestea voastră este o cursă de asta, un drift, de fapt, pentru că totul s-a întâmplat în super viteză. Acum 4 luni v-ați cunoscut. Da, ne-am cunoscut. Pur și simplu, ne aducem aminte că a doua sau a treia seară chiar m-am împrietenit cu niște prieteni în Bistrița. Am plecat la fel, ne-am întâlnit, am plecat toți la curse. Și a fost pentru prima dată când... M-a luat și pe mine cu el. Da. Și i-a plăcut, e atrasă totuși de acest, să zic, sport extrem totuși, că include și niște riscuri, dar atunci când le faci cu limită și știi cum să le faci, e regulă. Și mă face să mă simt în siguranță totuși, mi oferă calmul și siguranța asta, chiar dacă e o situație extremă, plină de adrenalină. Cred că asta sunt toate soțiile pasionaților de viteză. Mă face să mă simt în siguranță. Oana, totuși tu ai fost cea care a făcut primul pas. Tu i-ai scris pe Facebook după ce l-ai văzut la mireasă pentru fiul meu. Da, într-adevăr, eu i-am trimis cerere de prietenie. Nu credeam că o să-mi accepte lucrul acesta și pur și simplu l-am contactat în ideea de a-i mulțumi. Pur și simplu de a-i mulțumi pentru acest gest. Eu nu înțeleg cum se îndrăgostești de cineva de o imagine de la televizor. Nu neapărat de imagine, cât de omul în sine, care era el. Tu urmăreai mireasă pentru fiul meu? Urmăream și... în măsura în care îmi permitea timpul, da, și mai ales când apărea el. Mi-a atras atenția în mod special, însă niciodată nu cred că aș fi avut curajul necesar să intru acolo, să particip pentru el. Eram așa, să zic, un telespectator pasiv. Și uite că n-a intrat tu acolo, a ieșit el. Și a venit, așa a fost viața să fie, a venit niște curse în Bistrița, unde v-ați văzut prima oară. Și asta se întâmpla acum 4 luni? Da, asta se întâmpla acum 4 luni, exact de ziua mea, coincidența a făcut să fie în așa fel. Da. El nici măcar nu știa și a fost momentul potrivit, cred. Și care a fost cadoul tău, Laurențiu, în momentul în care ai aflat că prima zi în care voi v-ați văzut era de fapt ziua ei? Cam ce senzații tare i-ai dat în stomac? Adrenalină maximă. A fost prima mea plimbare cu mașina, cred, seara. Da, a fost târziu, mi-aduc aminte, era, cred că 12, nu mai țin exact. Știi, Oana, a fost spun... așa ca o inițiere. A fost ca o inițiere. M-a inițiat în... chestia asta pe care o făcea el. Am înțeles. Se spune că cele mai tari senzații din viața asta, cele mai tari senzații din viața asta le simți în stomac. Spune-mi, te rog frumos, dacă în momentul în care ești în dreapta și Laurențiu la volan, simți mai puternic senzația aia decât în momentul în care te-ai îndrăgostit. Adică fluturii din stomac sunt mai puternici sau senzația aia, golul ăla, în momentul în care el face... cerculețele astea, drifturile și așa. Nimic nu se poate compara cu senzația asta, deci e ceva de nedeschis, doar cine a trăit asta poate să înțeleagă. Și pentru mine a fost ceva total nou și teamă la început, dar am început să mă obișnuiesc și am încredere totală. Deci pot să spun că am încredere totală. Da. Am văzut pe material, pe reality show, că ați avut o discuție despre copii și a spus clar, deși totul s-a întâmplat în viteză, știți foarte sigur că vă doriți copii, tu mai mulți, el doar 2 și așa mai departe. Da. Da, așa este. Cred că asta e idealul oricărui cuplu. Până la urmă, ideea de a avea o familie, de a o construi, nu știu... Vorba aia, dacă leagă și aceste idealuri. Dacă nu l-ai liniștit tu, poate îl va liniști copilul. Ei, nu doresc să-l liniștesc. Mie îmi place așa cum e. Exact așa. Cred că și ție îți plac senzațiile tari la fel de mult ca lui Laurențiu. Dar nu ți-e frică? Ei, bineînțeles că e și o frică, dar... calmul lui mă liniștește. E o persoană foarte calmă și îmi inspiră lucrul ăsta și e suficient să-l privesc. Siguranța pe care o arată e totul pentru mine. Și așa, din planurile voastre, cam când v-ați dori un copil?
să vină primul copil. Păi, da. Aspectul ăsta o să-l discutăm în platou. E mai ok așa? Adică să și răspundem la această... Vrem să răspundem în platou la această întrebare. Da. Vrei să răspunzi în platou la această întrebare? Ok. Deci, da. Laurenț a spus, răspunde doar în fața Marii Adunări Naționale. Atunci, vă fac invitația oficială, mai dă niște ture pe acolo, pe, prin poligon cu mașina și cu Ana în dreapta. Și zic, după pauza de publicitate, să vă invit în platou, pe canapea. Arătat superb, absolut superb împreună. Mulțumim frumos! Mulțumim frumos! Și abia aștept să vă cunosc față în față. Întâlnirea se va întâmpla după pauza de publicitate. Laurențiu.